Producătorii de produse tradiționale din întreaga țară ar putea rămâne fără atestate și implicit fără posibilitatea de a-și vinde produsele după ce Ministerul Agriculturii vrea să abroge legea care le dă aceste drepturi. Reprezentanții producătorilor spun că ar fi vorba de anumite interese ale firmelor mari din domeniul alimentar. Abrogarea legii ar fi o adevărată catastrofă pentru producătorii din județul Sibiu. Nemai având atestate, nu-și mai pot vinde produsele tradiționale. Pentru a împiedica acest lucru, asociațiile de producători au luat legătura cu Ministerul Agriculturii. Au încercat să abroge ordinul respectiv și să anuleze toate atestatele de produse tradiționale, ceea ce era un lucru destul de rău, chiar catastrofal pentru mici producători de produse tradiționale. Din păcate, nu toate atestatele de produse tradiționale s-au eliberat în mod just, fiind certificate și produse care nu prea au legătură cu acest domeniu. De exemplu, cineva din Sibiu a atestat părăstasul ca fiind produs tradițional. Județul Sibiu a fost înregistrat părăstasul ca produs tradițional, ceea ce e penibil. La urma urmei, nu poți să-l compari cu brânza de Sibiu sau cu brânza în coajă de brad de la Brașov sau cu, nu știu, ce pălincă de la Maramureș. Deci era nepotrivit lucrul ăsta. Laptele gros și sloiul de oaie sunt numai două produse tradiționale din mărginimea Sibiului care așteaptă de mai bine de 2 ani să fie atestate, însă Ministerul Agriculturii nu duce acest demers mai departe.